Până la această oră, reducerile de Black Friday nu au un succes răsunător printre vâlceni. Puțini sunt cei care au făcut cumpărături. Mulți oameni consideră această zi doar o strategie de marketing și consideră prețurile doar o înșelătorie. Ați făcut cumpărături de Black Friday? Nu, dar urmează. Cumpărături de Black Friday? Nu. Și urmează să faceți? Nu fac. Nu credeți în prețuri? Nu. E o strategie de marketing. De Black Friday? Încă nu. De Black Friday nu mai facem cumpărături. Nu mi se par neapărat niște oferte credibile. Asta este. Deci crezi că prețurile nu sunt reale? Nu, prețurile nu sunt reale de Black Friday. Sunt umflate înainte și coborâte la nivelul lor de magazin, normal. De câțiva ani de zile nu mai cred treaba asta. Magazinele au pregătit oferte speciale pentru a atrage cât mai mulți clienți în speranța că vor exista cozi în fața magazinelor încă de dimineață. Cu toate acestea, anul acesta în magazine nu prea sunt clienți.